Am, am, citit tot felul de lucruri legate de faptul că unii traders stau în tensiune tot timpul, că riscă cei bani, că totul e ca un roller coaster pentru ei când tranzacționează. Nu, tradingul nu trebuie să fie așa ceva. Și bineînțeles că dacă te expui un astfel de emoții care nu sunt, nu e necesar să te expui. Da? E, e normal ca ai, aceste emoții să te uzeze. Să te obosească, să te facă poate să renunți, să zici că nu este pentru tine. Nu, tradingul nu este despre așa ceva. Salut și bine v-am găsit la un nou episod Banii vorbesc. Mă bucur tare mult pentru, pentru, acest episod, pentru că alături de mine este bunul meu prieten de la Sibiu, Mihai Țepac, cu care vorbesc foarte des, săptămânal, și dacă vorbesc cu el și ne spunem, hai, ai câteva minute, se ajunge chiar și la ore. Uh, mă bucur tare mult că acum uh, am făcut și un cadru în care să vorbim, să vedem un video. Mihai este un trader cu mulți ani experiență, este un bun cunoscător al roboților de trading și este fondatorul iTrade Hub și a podcastului ului In Brain, pe care vi-l recomand cu mare drag să-l să urmăriți. Uh, deci, despre asta o să vorbim. Dacă tot vorbim de tranzacționare, o să vorbim despre tranzacționare cu, cu el, despre. o să ne spună din experiența lui despre dacă este sau nu poate o sperietoare sau nu știu. Vedem că era o, o discuție cu el înainte de titlu, dar să-i spunem: bun venit și mulțumesc, Mihai, că ai acceptat invitația mea. Eu îți mulțumesc pentru invitație, sunt onorat de fiecare dată când vrei să povestim și să înregistrăm un material împreună. Da, și eu mă bucur și uite, așa ca să încim înainte să, să vorbim de, de discuție, de subiect, vreau să te întreb cam, nu știu, cum arată o, viață, cum arată o zi din viața ta? Cum, cum, cum îți desfășori tu activitatea într-o zi de muncă, nu un weekend? Da, uh, în principiu uh, ofer consultanță, am uh, cursanți cu care uh, lucrez sau clienți pe partea de investiții. Uh, sunt conectat la piață, la știri și, bineînțeles, partea de muncă care mă pasionează, și uh, anume uh, dezvoltarea de strategii, de sisteme, de tranzacționare automată cu o echipă de programatori. Cam așa îmi part timpul. Familie, mult, uh, dar uh, în principal, educație, consultanță, conectare în piață, tranzacționare, bineînțeles. Um, și aici o să povestim mai multe despre cum tranzacționez eu. Și cred că pe primul loc trebuia să pun dezvoltare robot, pentru că este meeting pe care îl am în fiecare zi de la 8 la 9, cu, pe partea de programare, cu cei care programează roboții mei. Cam asta este. Da, tranzacționare. De când faci tranzacționare? De când tranzacționezi? Contul, primul cont demo l-am deschis acum 12 ani. În... Mi-aduc și acum aminte, tot așa, într-o perioadă de octombrie, noiembrie, deci înainte de anul nou, l-am deschis, nu mai știu dacă îți aduce aminte în 2010 erau niște reclame ale unui broker, nu aș vrea să-i dau numele și reclamele alea erau, foarte simple, ceva de genul, uite, o cum se cheamă, o casnică a câștigat 500 de lei. O chestie de, chestie de genul ăsta. Sau în timpul liber, în timp de o jumătate de oră a făcut 100 de euro sau chestii de genul ăsta. Deci o chestie, o reclamă în care pui si pute pe să zici că banii se fac repede. Da, exact, exact. Și așa mi-am deschis primul cont de tranzacționare, bineînțeles, demo. Și aici o poveste lungă, că am luat-o ca o joacă, pentru că mi s-a părut și reclama ca o joacă, dar am vrut să văd despre ce este vorba. Și am stat doi ani de zile pe un cont demo, după Ui. care am trecut pe un cont real. Ai fost conservator așa 2 ani pe condemnul de regulă oamenii, maxim 30 de zile. Da, vă și observ la studenții mei acum că, <laughs> că vor așa repede. Dar erau alte vremuri, Eu nici nu am luat-o în serios foarte tare. Aveam o un bias legat de acest lucru, tocmai datorită modului în care am început să. sau mi-am deschis contul de tranzacționare, în urma unui, unei reclame la, la un broker pe vremea aia și lucrurile erau total diferite. Total diferite. Da, și ce voi cei tu atunci, adică cu ce te ocupai? E, eram antreprenor, ca să zic așa, da, ca să zic. Normal, eram antreprenor, fără ca să zic așa. Aveam investiții, pentru că mama mea mi-a insuflat acest lucru și, bineînțeles, eu eram antreprenor și un investitor pasiv, om serios. Nu stăteam eu să tranzacționez și să fac lucrurile astea. Însă, uite, în timp, lucrurile s-au schimbat, ca să zic, ca evoluție, ca... Situație și lucrurile s-au întors. Acum tranzacționez pe bune, ca să zic așa. De, deci de ai, ai, ai mers din ideea să faci dintr-o chestie ce s-ar putea întâmpla, dintr-o reclamă, într -o, un, într -un, tot într-un business, până la urmă. Că, teoretic, a devenit un business și asta. Uh, da, am descoperit, practic. Uh, Potențialul tradingului și i-am dat răbdare sau mi-am dat mie răbdare, poate, e, e mai bine spus. Um, cred că e cel mai simplu să uh, să spui că ceva nu funcționează atâta timp, nu știu cum era, uh, de asta mă, mă bâlbâi, fiindcă nu știu exact citatul sau. Ca să înțelegi cum funcționează ceva, trebuie să-l strici și să-l faci să, la loc, să, să meargă. De-abia atunci înțelegi cum funcționează. Mm -hmm. Cam așa am făcut eu cu tradingul ul Am încercat să înțeleg ce, ce, ce înseamnă trading. Mm -hmm. L-am stricat eu așa cu, mm -hmm. <laughs> cu multe lucruri pe care le-am făcut, dar l-am pus la loc și funcționează ca să Funționez. zic așa. Ca aș să fac o comparație despre acea, acel dicton. Da, uite, tu ai avut răbdare atunci destul de multă, doi ani pe cont demo. Evident că în timpul ăsta făceai și alte lucruri, nu făceai doar cont demo, nu, să nu creadă lumea că te-ai pus doar pe cont demo și gata. Dar cum, cum sunt cursanții tăi? Mai au răbdare asta să stea pe conturi demo foarte mult? Pentru că acum tot, toți vor ieri cum ar veni orice lucru, ieri și să vină bani cât mai repede. Era da, mentalitatea așa și acolo? Și atunci? Da, a... da, da, nu, nu știu, uh, probabil uh, nu există să înveți, uh, să există un curs în care înveți rapid să tranzacționezi. Uh -huh. Nu, și stă. Ușor și repede, nu nu există. Uh, dar nu te gândi că am stat de ani de zile să tranzacționez exact. pe demo. Nu. Primele, deci a fost o perioadă diluată în care am stat demo, ca timp vorbesc. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Nu. A, a fost chiar ca o joacă și cred că cel mai tare m-a provocat faptul că nu înțelegeam ce fac. Sau credeam că înțeleg, dar de fapt era... Nu înțelegeai. Cum, cum cred că o fac foarte mulți în aceste momente Da, nu știu, un procent semnificativ, da, ca să nu zic foarte mulți mm -hmm, mm -hmm, Un procent, da Dar tu erai atunci investitor pasiv, nu? Erai, poate, nu știu, pe, pe bursă? Investeai pe bursă în acțiuni? Sau, uh, nu, sau deci... în ce sens pasiv? Da, pasiv având uh, niște acțiuni, uh -huh. dividende, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh, în sensul ăsta. Da, uite, nu... Care e diferența așa între trader, să fii un trader și sau să fii investitor? În In primul rând, time frame-ul, te gândești să. Atunci când investești, te gândești la perioade lungi de timp. Deci să zic, tranzacționezi pe perioade lungi de timp, dar diferența majoră este cea de mentalitate. În sensul că atunci când. sau așa cred eu. Aici tu trebuie să mă, mă corectezi, pentru că tu ești un investitor. Mă întreb pe mine, tu ești investitorul și mă întreb. Uh, mentalitatea de investitor este de a uh, acumula avere, a crește averea în timp. Un timp îndelungat. Pe când trading este de a face profit uh, uh, imediat. Mm -hmm. da? Imediat nu înseamnă imediat într-o secundă, cu toate că dacă e scalper uh, faci uh, fac destul de rapid. Da? Mm. Deci, trading este mai mult uh, pentru un venit activ, să zic așa. Exact. Un venit activ, să zic lunar, hai să o luăm așa, lunar sau anual sau, vine anual nu, deja, lunar e pe... luna. Lunar, lunar. săptămânal, nu vrei. Iar investitorul e, cum ai spus tu, pentru avere, pe termen acumulare lung și, și foarte lung, poate foarte lung, gen bani de zile, zeci de ani, de... dacă e să mergem pe ideea asta de a, a nu știu, a strânge bani pentru, nu știu, pensie sau alte lucruri. I iar exact. acest switch uh, sau uh, această mentalitate diferită îți determină și acțiuni diferite și modul în care acționezi în piață, bineînțeles. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu cum ți-ai dat seama că vrei să faci switch-ul ăsta? Între Că erai un investitor și ai zis că vrei să fii trader. Deci totul a început din joaca de ca despre care ți-am spus uh, pe con demo din urma acelei reclame. Parcă și acum văd. Casnică a făcut, nu știu, 200 de euro într-o oră sau ceva de genul ăsta. Și vreau să înțeleg. Adică, nici nu am luat-o în serios pentru că mă gândeam că este un schem sau ceva de genul mm -hmm. ăsta. Mm -hmm. Dar pentru că nu aveam un sistem clar de tranzacționare. Ei nu știam pe vremea. Aia, da? Nu înțelegeam piața. Mm -hmm. Era varză totul. Adică, ceea ce făceam. Mie și groază când mă gândesc la Mihai de atunci. Mm -hmm. Jale pe vale, ca să zic așa. Um, și faptul că nu reușeam să, să înțeleg ce se întâmplă sau să fac acest mecanism să funcționeze mintea mea de inginer, ca să folosesc astfel de cuvinte, da? um, tocmai asta m-a determinat să merg mai departe. Um, Poate dacă... Bine, nu am avut un mentor. E foarte important. Deci am luat -o, totul în hard way, posibil. Încercare, eroare... Ai învățat mult... pe propria piele, așa. Da, și nici nu înțelegeam lecția. Știi? E, e simplu când ai un, un stop loss și uh, înțelegi ce se întâmplă în piață, înveți și o lecție. Nu e doar o pierdere. Nu e... Nu e... E, e, doar o, o lecție care te-a costat acei bani. Dar ca să treci prin lecții multe și să nu înveți care este lecția, pentru că nu știi care e lecția, e destul de frustrant, ca să zic așa. Mm -hmm. Dar tu după 2 ani de, în fine, perioada care ai fost pe demo, ai început să intri pe con real. Da. Uh, și că se spune că majoritatea traderilor când se apucă de a face trading, să tranzacționeze, își pierd banii, primii banii <laughs> sunt pierduți. Cum a, cum a fost în, uh, cum a fost în cazul tău? La fel, nu am fel. pierdut doar primii bani, am, am, pierdut și pe ai doilea și pe ai treilea. Uh, da, um, deci și acum observ, sunt, sunt persoane care uh, încep să tranzacționeze cu sume mici de bani. Când ai sume mici de bani, nu ai uh, managementul riscului și al banilor uh, foarte bun. Corect, ca să zic așa. Adică nu e, e, e foarte riscant, ca să zic. Uh, și e simplu să-i pierzi după aceea când ai sume mai mari și nu ți cont iarăși de risk management și de și nu ai un sistem și uh, nu nu înțelegi efectiv ce se întâmplă în piață, uh, șansele să să pierzi acei bani uh, sunt foarte mari. Dar uh, nu cred că în toate cazurile traderii începători uh, Pierd bani. Sunt și traderi care reușesc să facă profit și să se oprească la timp să fie conștienți că ceea ce fac nu stă până suficient de bine, și să se oprească și să rămână cu acel profit și eventual când continuă să piardă din profit. Da? Dar trebuie înțeles un, un lucru. A pierde sau avea pierderi în trading este un lucru normal. Mm -hmm. da? Deci trebuie să te obișnuiești cu a pierde bani, dar când te gândești că pierzi bani, trebuie să te gândești și la faptul că profitul pe care îl faci să fie mai mare decât banii pe care îi pierzi. Mm -hmm. Când tragi linie la sfârșit, să fii pe profit. Mm -hmm. Tu acum, un... tu acum, după 12 ani, tragi linie? Pe da, trag linie, trag mai multe linii, ca să zic așa. <laughs> um, uh, deci, e... în primii ani, nu am fost profitabil. Deci, fiecare linie pe care trăgeam în primii ani nu a fost pe plus, a fost pe minus. Și de-abia când am început să am un, un sistem clar de tranzacționare, sistemul fiind totalitatea factorilor sau totalitatea elementelor care îmi determină uh, intrarea în piață, o poziție. Uh -huh. Uh -huh. Cum iei decizia de tranzacționare, de fapt, înseamnă sistemul de tranzacționare. De-abia când am început să am un astfel de sistem în care să cred și să îl urmez, să am disciplina să-l urmez, de-abia atunci am reușit să fiu pe zero și să cresc ca profitabilitate. Adică, uh -huh. lună de lună să am, să am profit. Deci, câți bani ți-a luat să dezvolți acest sistem? Um, cel mai. Um, îți dau un exemplu. Deci, în primii trei ani, cred că varză. Deci, așa cum am spus, nu am reușit să, să mă mențin nici măcar pe zero, a fost pe minus. Mm. După ce am crezut că am găsit un sistem, nu a fost, însă, în momentul în care am început să lucrez cu un mentor, mentorul meu fiind din Canada, în șase luni am fluierat, efectiv. A fost mult mai simplu. Este, este o scurtătură extraordinară să lucrezi cu un mentor care îți explică cu care um, poți, de la care poți să, să acumulezi și experiența prin care el a trecut, dar să și reglezi uh, stilul tău de tranzacționare, fiindcă sunt două lucruri diferite. Deci, mm -hmm. cu ajutorul unui mentor am reușit în șase luni să-mi dezvolt un sistem uh, pe care îl folosești și acum, uh, și este pasul cel mai important uh, din punctul meu de vedere ca evoluție de, de trading. Iar uh, îți dau așa ca exemplu și bineînțeles să fiu profitabil constant, iar în uh, următorii doi ani de zile după aceea, eu am reușit să-mi dezvolt propriile mele sisteme de tranzacționare. Deci am reușit să dezvolt alte sisteme uh -huh. de transacționare, pentru că din acel moment am început să, să dezvolt roboți, algoritmi pe baza acelor sisteme. Deci un sistem uh -huh. poate fi transpus în linii de cod uh -huh. și să pui să funcționeze și fără tine. Da așa, da, la, pe, e... da, așa pentru începători. Ce este mai exact un sistem? Un sistem, așa cum am spus puțin mai devreme, este uh, ca un checklist pe care îl probezi înainte de. Îl, probezi, îl verifici uh, înainte de a deschide o poziție. Da? Este totalitatea argumentelor sau elementelor pe care uh, le are uh, traderul în momentul, uh, sau le probează uh, traderul în momentul în care Deschid o tranzacție. Uh -huh. Uh -huh. Um, algoritmii deschid ei singuri tranzacții pe baza unor, um, așa cum am spus mai devreme, unor elemente de identificare a oportunităților. Care sunt acelea? Cum arată? Da? Este, este, este extrem de important să, să ai un astfel de sistem. La început eu n-am avut un astfel de sistem, ca să zic așa. Mm -hmm. Și cum ar putea un începător să-și dezvolte, sau ce ar trebui el să facă acum, la început? Să zic că e la început de drum. Sau, nu, poate e în perioada aia de uh, acomodare cu platforma, demo și așa mai departe. Um, în primul rând, trebuie să-și. Uh, trebuie. Hai să nu mai pun trebuie. E bine. Na, să. Um, Aibă răbdare cu, cu el însuși, um, să înțeleagă că sunt multe sisteme. Um, cel mai important ar trebui să înceapă să conștientizeze că, pe lângă sistemul de tranzacționare, mai sunt uh, alte două aspecte care țin de succesul unui trader, și anume risk managementul și psihologia, care e poate. Cea care definește uh, succesul unui trader. Degeaba ai un sistem bun dacă nu-l urmezi, mai nu ai disciplină, sau degeaba ai un sistem bun dacă emoțional nu ești pregătit să, să acționezi. Acum, um, despre sisteme, pentru că întrebarea era legată de sisteme. Um, dacă stai și um, cauți pe internet. Uh, despre sistemele de tranzacționare, despre cum să tranzacționezi, unii folosesc cuvântul strategie, strategii de tranzacționare, s-ar putea să se creeze o să zic necl mare neclaritate, o ceață în mintea ta, deoarece sunt multe astfel de sisteme. Și dacă încerci să aplici un sistem și treci după aceea la un alt sistem fără să fii conștient că sunt lucruri diferite, atunci se creează acest talmeș, balmeș în capul tău și nu mai știi ce să crezi. Da? Uh -huh. Sistemul de tranzacționare, oricum, ar trebui să se potrivească cu traderul, pentru că el se creează pe baza. Deci trebuie să ai încredere în el. Cum să tranzacționezi cu un sistem în care nu crezi, în primul și în primul rând? Traderii sunt diferiți și prin stilul lor de tranzacționare. Să zic sunt traderi swing traderi care tranzacționează pe time frame uri puțin mai mari, daily, H4, ca să zic așa, și în care ei își țin pozițiile de la câteva zile la câteva săptămâni. Sunt day traderii care tranzacționează și lasă tranzacția deschisă Maxim o zi, da? și sunt și scalpării care au uh, tranzacții pe perioade scurte de timp, un minut, cinci minute până la, nu știu, o oră maxim, eventual. Uh, deci și traderii sunt uh, diferiți. Da? Uh -huh. uh, sistemele de tranzacționare sunt diferite. Deci, nu poți să definești un trader la un modul general și să fie uh, corect modul în care l-ai definit. Pentru că uh, eu sunt swing trader și mă văd cu tine, care e scalper, vorbim două limbi diferite. Mm -hmm. Și amândoi suntem trader. Mm -hmm. Da. Mm -hmm. Dar să știi că m-ai întrebat la început uh, uh, cum arată viața unui trader. E diferit de la trader la trader, în funcție de tipul de trader uh, care ești. Asta nu înseamnă că eu am dreptate și tu nu ai dreptate. Nu, tu ești un alt fel de trader decât, uh, decât mine. Mm -hmm. În sensul ăsta. Și atunci și sistemul de tranzacționare va fi diferit. Deci, unul, sistemul de tranzacționare uh, trebuie să se bazeze pe niște credințe clare. Da? Mm -hmm. Uh, tot pentru începători, încă un lucru foarte, foarte important este că tradingul înseamnă dezvoltarea unor abilități. Mm. Și abilitățile se dezvoltă în timp. Nu este doar la nivel intelectual, nu, nu trebuie doar să știi, trebuie să și aplici ceea ce știi și trebuie să aplici corect uh, ceea ce știi. Și să crezi în ceea ce uh, faci, în primul și în primul rând, așa cum am spus și cum, cum mă repet. Nu știu dacă am fost suficient de clar în răspunsul. Uh, mai avem uh, timp să mai dezvoltăm. <laughs> da. <laughs> uh, uite, legat de trader, cât, cât timp, uite, la fel de începător vorbim, da? Cât timp ar trebui să luce o persoană ca să ajungă să, să fie trader, sau cât timp pe zi, în medie? Cam cum vezi zona asta că un cineva vrea să zică că dată de mâine vreau să fac trading ce ar trebui să facă el efectiv ca timp alocat pentru a ajunge acolo dacă vrea mai repede cât mai mult dacă no, cum, cum am povestit noi, am stat doi ani pe demo mm -hmm. am stat foarte puțin nu stăteam zilnic mm -hmm. Dar e mod evident, cu cât stai mai mult, cu atât vei învăța și vei deprinde acele abilități mai rapid. Uh -huh. Dacă nu lucrezi, doar să știi niște lucruri nu te ajută absolut, absolut deloc. Uh -huh. Uh -huh. Poate fi considerat un job? Da. Un tip sunt uh, cunosc. Am prieteni care merg la job și fac trading. Sigur că da. Mm -hmm. Da. Ca day trader, bineînțeles, poți să o iei ca un job și ai un anumit, o anumită rutină pe care trebuie să o, o faci zilnic, bineînțeles. Și în funcție de ce anume tranzacționezi, care sunt instrumentele financiare pe care tranzacționezi. Mm -hmm. mm -hmm. Deci sunt atât de multe variabile când vorbim despre trading, de asta uh, sunt persoane care uh, fug. De la asta vine și titlul podcastului nostru. Nu au reușit să înțeleagă, nu au fost pentru ele, pentru că poate nu au avut suficientă răbdare mm -hmm. uh, și nu știu, partea de exercițiu, de deprindere a acestor abilități nu a reușit. Sunt mulți investitori, uite că am vorbit de diferența între investitori și traderi care zic că tradingul nu este, nu, nu știu, nu câștigi din trading sau nu știu, au o părere negativă, ca să nu zic din chestia asta. Da, 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 da. E fix din chestia asta, că nu și alocă tipul necesar pentru, pentru a învăța chestia asta și poate nici nu e pentru ei. Că nu e pentru toată lumea, mă gândesc. Da, ar putea toată lumea, dar nu e pentru toată lumea. Nu toți vor face trading. Da. Dar asta nu înseamnă că nu toți ar putea să facă. Atenție! Mm. Uite, dacă am vorbit de uh, un sportiv, nu toți putem face performanță fizică, pentru că organismul nostru nu e pregătit pentru uh, performanță fizică, oricât de mult te-ai uh, antrena. Mm -hmm. da? mm -hmm. Sau eu nu am o voce de tenor sau mă știu eu ce. Și oricât m-aș duce la școala de muzică, n-aș cânta operete sau mai știu eu ce, pentru că vocea. Dar la training... Eu cred că este o abilitate care poți să o, o înveți, dar trebuie să știi că trading-ul te șlefuiește foarte mult. Uh -huh. Uh -huh. Dacă nu te șlefuiești, uh, trading-ul nu este pentru tine și atunci, bineînțeles, că poți să arăți cu degetul către trading și nu către uh, tine, căci nu, nu te-ai lăsat șlefuit. Uh -huh, uh -huh. Uh, nu știu, ce ai nevoie ca să ajungi un trader? Mm, nu știu, ai nevoie de mm, ceva în nume, nu știu, înainte să te apuci, uite, vreau să fac Ai nevoie de ceva în nume sau pur și simplu hotărârea aia că ai dori să începi să înveți este suficientă? Hotărârea este importantă dacă nu ai renunți repede, deci e important să ai acea hotărâre, clar în mod evident. Trebuie să ai disciplină. Să fii disciplinat, în primul rând. Să lucrezi cu un mentor. E deci o scurtătură este. extraordinară. Deci câștigi foarte mult timp. Nu știu, de, bănesc în orice domeniu, dacă vei face acest lucru. de, de se aplică. Ca mm. da, în orice domeniu. trading aici nu, nu face excepție. Ai, ai pe cineva cu care lucrezi, salvezi mulți bani și mult timp. Mm -hmm, mm -hmm. Da. Și cum efectiv putem începe? Adică începem, dar fără a începe cu riscuri foarte mari, adică fără a avea riscuri foarte mari, cum, ne, cum să tu ești pe cursanții tăi sau să înceapă ele e efectiv în, în, a, în a tranzacționa? Deci, riscul este un lucru natural. La, la urma urmei. Da? Uh, și e bine să nu confunzi riscul cu pericolul. Iar în uh, trading, cred că și aici am văzut un lucru foarte interesant. Sunt mulți uh, începători care vor să tranzacționeze direct pe cripto. Cripto uh -huh. fiind uh, foarte volatil. Riscul este dat de volatilitate. Deci cu cât volatilitatea este mai mare, cu atât riscul este mai mare. Mm -hmm. da? mm -hmm. e, uh, și vor să înceapă direct cu activul cel mai riscant, cu cripto. Ceea ce nu este ok. Da? Pot să încep să tranzacționez alte instrumente financiare. Poți să tranzacționezi acțiuni, poți să tranzacționezi chiar și valute care au o volatilitate mai scăzută și atunci, bineînțeles, că riscul scade. Dar riscul este o permanență și în viața noastră, cu toate că nu suntem conștienți, dar în trading este ceva ce poate fi controlat și trebuie să te obișnuiești cu el. Uh -huh. Nu este ceva. Poate în viața obișnuită nu suntem atât de conștienți de, de riscuri la care ne supunem când ieșim cu mașina. Pe stradă, să zic. Da. No, no. Dar în trading, pentru că lucrul ăsta nu se lasă pedepsit, ca să zic, ne... piața ne ia de urechi și ne scoate banii din buzunar, îl vedem mult mai acut, ca să zic așa, mm -hmm. acest risc. Da? Mm -hmm. Dar, pentru început, ar trebui să iei un curs să te acomodezi cu, cu platforma, da? uh -huh. uh, cu instrumentul financiar, cu ce înseamnă primele noțiuni de trading și așa mai departe. Uh -huh. Uh -huh. Uh, bineînțeles că sistemul sau să înțelegi ce înseamnă un sistem de tranzacționare vine puțin mai târziu. Uh, puțin mai trebuie să chiar și după o lună. Nu... Deci trebuie să ți lași timp în primul și în primul rând. Uh, un alt lucru este pe care îl recomand, este să uh, începi să tranzacționezi pe perioade mai lungi de timp, să fii un swing trading trader, da? Tocmai ca să ai timp să acumulezi, să nu existe o cum se spun, un stres emoțional uh -huh. uh, mare în timp ce tranzacționezi. Pentru că. Uh, și aici ar mai fi o discuție, în paralel, poate. Uh, fiindcă am, am citit tot felul de lucruri legate de faptul că unii traders stau în tensiune tot timpul, uh, că riscă acei bani, că Totul e ca un roller coaster pentru ei când tranzacționează. Nu, tradingul nu trebuie să fie așa ceva. Și bineînțeles că dacă te expui în astfel de emoții care nu sunt, nu e necesar să te expui. Da? E, e normal ca ai, aceste emoții să te uzeze. Să te obosească, să te facă poate să renunți, să zici că nu este pentru tine. Nu, tradingul nu este despre așa ceva. Și am spus că. Aici ar trebui să fie o discuție uh, în paralel. Uh, unii folosesc tradingul pe post de gambling. Adică, uh -huh. uh, chiar am avut o reacție pe un grup, nu mai știu unde, și am spus, păi da, asta nu e ceea ce faci tu, e gambling, poți să te duci la casino. Și răspunsul a fost, da, da, șansele sunt mai mari pe trading decât la casino. Deci, faptul că unii folosesc platformele de tranzacționare ca să joace jocuri de noroc, asta nu înseamnă că trading-ul este un joc de noroc. Atenție, foarte important. Mm -hmm. Faptul că tu folosești ceva care este făcut ca să tranzacționezi în alt scop, pentru că tu vrei să faci gambling, asta nu înseamnă că identificăm trading cu orice altceva. Da? Deci, un trader ar trebui să fie liniștit atunci când tranzacționează, să fie într-o stare mentală bună, să nu se grăbească, să fie conștient, să-și noteze, să aibă un jurnal. E foarte important să-ți notezi lucrurile pe care le faci. Pentru că dacă nu măsori ceea ce faci, nu o să crești, ca să zic mm -hmm. așa. Mm -hmm. Este un lucru bine știut. Mm -hmm. a, Cam... Așa, a, Mă gândesc că la început nu a fost așa. O, <laughs> am zis <laughs> că am fost varză. Ce... Deci după 5 ani sau ceva de genul. Celu... Da, da, putem spune, dar mm -hmm. erau ți-am spus, alt focus, alt nu am avut un curs. Mm -hmm. Uh, am început, uh, ai început total, cumva diferit. total diferit. Da, da, da. da, da. Uh, uh, Tu, tu ai zis uh, primul. Uh, eu vreau să întreb că, uite, sunt mulți care te învață să tranzacționezi pe X pe, pe tot felul de nebunii cursuri, oameni care te zic că te îmbogățești super repede și așa mai departe. Și oameni care zic că trebuie să bagi nu știu, x mii de euro sau x pe euro, x 100 de euro, x, nu știu, așa. Când ești totuși la început, ce îți sfătuiești pe cineva? Câți bani să bage? Pentru că e o întrebare pe care te, te cred că e, mă întâmpi în destul de mult. Câți bani să bag? Poate, na, când ești începător, nu știi exact cât și cum. Poate după o perioadă de timp o să-ți dai seama că tu în medie faci 5% pe lună randament, să zic așa. Dau și, -aș un, eu un exemplu. Dar la început nu știi și pe tine te poate ai văzut tot felul de lucruri care bagi 100 de euro și faci 500 într-o lună, știi? Dar cum, tot. cum îi sfătuiești pe oameni? Câți bani să bagi la început? Da, să-i bage unde să-i bage. În broker, evident. În broker. La broker care să, să A, investească. Da, aici să sunt sunt multe discuții. Și aici, tot așa, trebuie să să separăm puțin generalul de, de specific. Normal, cu cât uh, suma de bani pe care vrei să o tranzacționezi este mai mare, cu atât ai un, uh, ai un risk management mai bun. Mm -hmm. E mai safe. Cu cât este mai mic, exact ce cred că am spus puțin mai devreme, cu atât nu mai ai risk management și atunci șansele să pierzi sunt extrem de mari. Tocmai pentru că treci din zona de, de trading, din zona de gambling. Mm -hmm. Mm -hmm. Trading însemnând, așa cum știu că am zis, nu numai tranzacții, nu toate tranzacțiile sunt în profit. Mm -hmm. Da? Este un, un proces prin care tu vei avea tranzacții câștigătoare, dar și tranzacții pe pierdere. Raportul dintre ele este important și, să zic, win rate-ul, ca să vorbesc cu termenii cât mai în, din engleză, fiindcă am văzut că foarte mulți folosesc foarte multă engleză și se și încurcă. Da? Rata de succes ca să o definesc în română. Dar și raportul dintre risc și profit este important. Raportul mm -hmm. dintre pierderea pe care o ai și profit. Da? Mm -hmm. Gândește-te dacă ai o sumă de bani și pierderea este aproape de suma de bani. Nu mai ai cum să faci un număr mare de tranzacții care să te ducă la un profit. Uh -huh. Pentru că deja din primele tranzacții pe care le-ai pierdut, capitalul tău s-a înjumătățit sau. pentru că ai plecat cu 100 de dolari. Uh -huh. Ai vrut să încerci și tu. Da? Când spui încerc, soția mea zicea că te învârți în cerc, da? Nu. Stai pe demo. Stai pe demo. Și deschide cu o sumă mare, pentru că atunci ești în siguranță. Da? Și deschideți un cont real atunci când știi ce faci. Sunt, sunt două lucruri pe care trebuie să le conștientizezi când începi să tranzacționezi. Ce știi tu despre tine, pentru că vei afla niște lucruri interesante despre tine când te-a pus să tranzacționezi. Descoperi un alt tu. Și descoperi niște lucruri de care nu știai, deci cine ești, sau ce știi tu despre tine și a doua întrebare, ce știi tu despre piață? Pentru că tu intri într-o piață și cât de mult știi. Uh -huh. În momentul în care o să încep să te cunoști pe tine mai bine și uh, am... Un invitat pe care îl cunoști este un prieten comun și titlul acelui podcast este Cunoaște-te pe tine însuți, da? Și vei cunoaște și um, um, și piața, piața nu o să o cunoști niciodată, nici pe tine nu o să te cunoști niciodată. Dar în niciun caz, cel care ești acum, uh, cu cel care ești acum, nu vei fi un trader uh, de succes. Deci ai, ai de lucru. Nu da? uh -huh. În momentul în care îți răspuns la întrebările astea două, o să vezi că lucrurile sunt uh, simple. Uh -huh. Eu cel puțin am întâlnit mulți oameni care au început cu sume foarte mici. Hai să ne zic 100 de dolari, dar sume foarte mici. Și după ce au început și au pierdut banii respectiv, pentru că, cum ai spus, top gambling, au zis că Transacționarea este o chestie foarte urâtă, nu, nu se face, nu n-ai cum să câștigi din asta și așa mai departe. Și cred că este fix ce zici și tu, pentru că nu poți să faci dintr-o chestie foarte mică mult, dintr-o dată, și așteptările trebuie să fie setate corect încă de la început. Exact. Um, am văzut um, un. Um... Parțial, mi-a arătat un prieten pe YouTube, un tip care, în decursul a câteva săptămâni, luni, nu știu, luni cred, a făcut din 1000 de euro un milion, dar era un trader profesionist cu multă experiență, a riscat și foarte mult, nu poate să repete experiența. Mm -hmm. adică nu sunt lucruri repetabile da. deci lucrurile astea nu sunt cel care spune te învăț eu să tranzacționezi repede și să faci 100 de din 100 de dolari 1000 așa repede asta nu mai este trading este gambling nu este ceea ce fac eu și bănuiesc că nu este nici subiectul podcast-ului mm -hmm. mm -hmm. uh, dar, sunt... dar există oameni adică dacă omul a făcut dintr-o mie un milion el ar fi putut să facă asta? Păi, uh, dacă el era profesionist. Sau e, sau e nu. fake, sau uh, e fake. El arată înregistrări pe un cont real. Uh, uh. Dar dacă a făcut o dată, poți să spui într adevăr. Poți să o faci uh, poți să o faci de oricâte ori vrei. Uh, nu cred că a mai repetat, tocmai pentru că riscul este foarte mare. Normal lucrez cu volume uh, mai mari de adică un, ai un alt risk management, mm -hmm. eu de exemplu nu sunt în stare, pentru că dacă eram în stare știai, ți-aș fi spus, mm -hmm. uh, ai fi văzut, nu am făcut așa ceva uh, și a, asta vreau să spun, uh, sunt situații în care eu urmăresc poate două sau trei săptămâni, o lună, <coughs> uh, o tranzacție în sensul că nu o deschid, am răbdare, și uh, într-o zi, uh, prețul face exact ce am planificat, deci conform planului meu de tranzacționare, și închid uh, tranzacția cu profit suficient să-mi ajungă în, în acea lună. Uh -huh. Dar am avut răbdare uh, și asta este foarte important, să, să înțelegi că nu a tranzacționa, Îți va aduce bani. Mm. Da? Mm. Sunt uh, trader care pierd bani tocmai că tranzacționează prea mult, fac acel over trading. Mm. Da? Mm. Trebuie să existe un echilibru, în mod clar. Nu tranzacționăm ca să facem bani, ci tranzacționăm când piața ne oferă oportunități și trebuie să așteptăm. Să apară acele oportunități, să le urmărim și asta este practic munca. Munca este până deschizi tranzacția. Deci 99% analiză și 1% da. efectiv. Exact. că E foarte simplu. Zici că, uite, dau click pe Open Trade și asta, asta înseamnă să tranzacționez. Alegi e, acolo câte loturi, câte a, așa... Dacă că nu știi nimic, da, du-te la casino mai bine și mm -hmm. decât să de, de pui pe roșu sau pe negru. Cam, cam așa este, nu? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Deci nu despre asta e vorba. Um, mă gândesc acum că la întrebarea în care dacă vezi cursuri în care oamenii o să spună că te venim și te învățăm și să și să câștigi sute de mii de euro, mii de euro și așa mai departe, cum să privim aceste oferte de neratat? Păi, nu știu, eu zic că poate să le că și cum le-am privit eu acum 10-12 ani, nu? Că Dacă... se poate dezvolta de ceva de acolo. Da, poate să iasă ceva. Cred că... Da. E... e aiurea. Nu pot să spun alea nu sunt bune, nu te duce. Nu știu, du-te și vezi despre ce este vorba. Mm -hmm. Dar nu-ți risca banii atât timp cât nu știi ce faci. Mm -hmm. mm -hmm. Atât timp cât pe demo... Când repeți, ai această posibilitate să tranzacționezi pe demo. Chiar le spun la unii dintre studenții mei care se grăbesc să-și deschidă cont, păi uite, virează mie banii și tu rămâi în continuare pe demo. Pe, pe, pe demo. Mm -hmm. Mm -hmm. E adevărat că este o mare diferență între demo și real, o mare diferență, pentru că pe contul real intervine emoțiile. Da. Că pierzi banii, că ua, ce se întâmplă... Că... Cum gestionezi emoțiile uh, și este factorul determinant al succesului unui trader, faptul că apar aceste erori cognitive și uh, emoționale în timpul tranzacționării uh, și atâta timp cât nu ești conștient de ele și nu reușești să lucrezi, să le gestionezi... Uh, degeaba ai un sistem de tranzacționare, degeaba cunoști o grămadă de lucru să ești conectat la piață, emoțional nu faci față, da? mm -hmm. uh, și la condus, de exemplu, ești pe o șosea cu două benzi, și mergi cu 100 la oră, din față vine o mașină cu 100 de kilometri la oră. Emoțional, dacă tu nu gestionezi intersecția trecerea celor două mașini una pe lângă cealaltă, nu poți să fii un bun șofer. Te gândești, aole, dacă intră la mine. E o comparație care mi-a venit acum uh, în minte. da. Uh -huh. e, uh, știi să șofezi, dar când ești pe șosea, emoțional nu poți să gestionezi. Știi să tranzacționezi, dar emoțional nu poți să gestionezi pozițiile sau... Uh... Strategia de tranzacționare. Dar uite că, legat de emoții, au apărut roboții de tranzacționare, care nu au apărut de curând, dar cred că asta te ajută destul de destul de mult. Din câte am înțeles eu din statistici, aici poate mă corectez, 80% din tranzacțiile sunt făcute de roboți. Aici poate... Da, da, sunt, sunt foarte multe tranzacții. Automat. De... Da, mm -mm. da. Dar înainte să ajungem la zona asta de roboți, aș vrea să te întreb care sunt șansele unui trader să facă trading manual, având în vedere că 80% sunt șanse, sunt făcute de roboți E ok, șansele sunt mari Încă sunt mari Am Sunt înțeles. foarte mari, bineînțeles, pentru că roboții ei sunt programați de niște oameni mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Tu lucrezi la perioada asta mult la zona asta da, este ceea ce mă pasionează. E ceea ce cred că mă și definește, mm -hmm. în primul și în primul rând. Din 2016, de când am făcut primul robot, tocmai pentru că am pierdut bani cu roboți cumpărați, mm -hmm. atunci am decis să. Construiesc proprii roboți și asta mă pasionează. Așa mi-am dezvoltat și alte sisteme de tranzacționare, nu știu programare, dar lucrez cu persoane care, nu programatori, eu știu doar să tranzacționez și este un, un lucru care mă pasionează. Pot să mă laud că am făcut un. Un sistem nu un sistem, mai multe sisteme care tranzacționează automat și pentru clienți și pentru mine. Am și un curs de tranzacționare algoritmică, mm -hmm. dar în, în... Nu, nu vrei să vorbim despre acest lucru. Da, da. Cine este interesat, cu mare drag, eu am parcurs cursul, Mihai. Cu mare drag, cu mare drag îl recomand și chiar să luați legătura cu el. Dar aș vrea să te întreb cât de, cât de roboții aceștia pot fi o soluție pentru începători? Adică pot, fi, pot ajunge să-i gestioneze și să fie cumva o chestie pasivă pentru ei? Iar um, iarăși, am stat și, și am crezut deci chiar am avut uh, anul trecut o campanie în care spuneam încep să uh, învață să se tranzacționezi începând cu roboți. Uh -huh. uh, au fost uh, oameni care au început să tranzacționeze începând cu roboți. Uh -huh. uh, dar nu este o formulă general uh, valabilă. Adică s-ar putea pentru unii să fie complicat de la început. Cu toate că eu cred că în momentul în care înțelegi cum tranzacționează un robot după un algoritm, după aceea poți să replici acel lucru tranzacționând manual. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Iar despre a doua parte a întrebării de generarea unui venit pasiv, da, este posibil. Da, când ai spus tu puțin mai devreme că roboții nu mai au emoții și că poate e mai bine să tranzacționezi cu roboți, fiindcă nu ai emoții, redeam tocmai pentru că apar emoții în gestionarea roboților. Când vezi că tranzacționează un robot, apar alte emoții și umbli acolo și vrei mai mult și mai mult și mai mult. Mm. Și, bineînțeles, că, cu cât vrei mai mult, cu atât și uh, gradul de risc uh, crește. Dar ai, ai putea să tezi, să zic, un robot care merge cu o strategie uh, pe un risc foarte mic și să-ți aducă acel venit uh, uh, pasiv. Dar uh, da, stă... și gestionarea lui este pasivă, în sensul că poți să faci cumva să n-ai treabă cu el? Da, sunt, sunt astfel de roboți care și gestionarea lor este mm. pasivă. Și dacă tu îl setezi cu un risk management potrivit, da, mm -hmm. sigur că mm -hmm. da. Dar mm -hmm. pentru asta trebuie să știi cum să butonezi acolo, la. De fapt, nu butonezi, sunt niște setări, niște valori pe care le dai. Să înțelegi riscul, să înțelegi uh, cum funcționează, da? Mm -hmm. Să rămâi în continuare conectat în piață. Când vezi că se întâmplă ceva, să te gândești. Wow, dar cum a reacționat uh, uh, roboțelul meu, da, roboțel mm. sau algoritm sau program sau nu știu cum să-i spunem, expert mm -hmm. advisor, să mai spune. Da? Mm -hmm. Mm -hmm. da, Da. eu, uite, prin această cale, îți mulțumesc că ești acolo lângă mine cu roboțelul, mm -hmm. <laughs> că, că mă ajut în acest demers și chiar uh, recomand dacă e cineva interesat de, de zona asta să te contacteze. Uh, Dar uite, a ajuns la ultima întrebare, pentru că deja suntem la, la final. Uh, dăm un mesaj, așa pentru un viitor trader care dorește să înceapă acum. Cu ce ar trebui să rămână după această discuție noastră de, de atâtea minute? Um, cred că am spus foarte multe lucruri care. Ar fi... <laughs> până acum, care ar fi utile la început, da? Dar um, trebuie să-și să dea timp, să nu se grăbească. Nu, nu sunt shortcut pentru a fi uh, trader. Deci, ca să mă repet, trading este dezvoltarea unor abilități. A te cunoaște pe tine, așa, cunoaște piața. Hmm. Um, sunt foarte multe tipuri de trader și foarte multe tipuri de trading. Dacă le amesteci, e, nu e prea bine pentru că... Asta este bine la început să ai un mentor, fiindcă chiar dacă te duce uh, într-o într singură direcție și reușești să tranzacționezi cu acel sistem de tranzacționare, cu acel stil care s-ar putea să se potrivească sau nu, după aceea lucrurile se clarifică. Înțelegi că sunt și alte tipuri de traderi. Mm -hmm. Poate vrei să fii scalper, cum e partenerul meu care este un mare scalper. Eu nu sunt scalper. Mi-e și groază să fac scalping. Ai alt, alte rutine, alte ore de tranzacționare, uh, alte emoții. E altceva. Da? Deci ar trebui să se potrivească cu stilul tău de viață, ar trebui să se potrivească cu uh, disponibilitatea ta uh, pe care o ai ca timp și uh, disponibilitatea ta pe care o ai ca energie, energie emoțională, poate. Uh -huh. uh, ar trebui să se potrivească cu obiectivul pe care îl ai. Dacă ai obiectiv să te îmbogățești din trading, uhum. bineînțeles că și implicarea ta va trebui să fie diferită. Dacă vrei doar să faci niște bani în plus, um, sau câți bani vrei să faci în plus. Iarăși sunt lucruri. Sunt lucruri diferite. Uhum. Iar um, un mentor cred că te ajută să te îndrume în direcția uh, pe care ales sau care ți se potrivește. Deci, să ții cont de toate aceste lucruri la început. Și încă un lucru, la început e simplu, ca să zic așa. După aceea, începem să complicăm lucrurile. Când le complicăm, nu, nu prea iese tradingul. ul Trading-ul complicat nu, nu funcționează. Dar trebuie să trecem prin perioada asta, sau cel puțin nu știu dacă trebuie să trecem. Eu am trecut prin perioada în care complicam foarte mult lucrurile. În momentul în care încep iară să simplifici, atunci funcționează. Deci trebuie să lași lucrurile în permanență simple. Da? Mm -hmm. Tocmai pentru că sunt diferite la un alt nivel, ele în, în esență sunt simple. Le, le rezumi la ce am povestit noi. Risk management, emoții, sistem, disciplină, um, cunoaștere, abilități. Să zic că ar fi cuvintele cheie. Educație continuă trebuie. Bineînțeles. Da, sper că, s-a, sper că mesajul, chiar foarte, foarte bun și util. Acum îi lăsăm pe, pe cei care ne-au ascultat dacă o să considere trading-ul ori o sperietoare, ori un Eldorado, cum, cum, am, cum am vorbit. Eu personal consider că n-ar trebui să fie o sperietoare, pentru că da în același timp consider că nu este neapărat pentru toată lumea, se poate câștiga destul de, de, bine dacă recomand și dacă parcurgi fix ce ai spus tu, disciplina aia, că cred că disciplina este punctul cheie din, punct, din, punctul meu de vedere, că lucrurile se, restul sisteme și alte lucruri cred că se învață. Um, și cred că se, se pot câștiga, însă trebuie să ai multă răbdare, să nu te arunci și să fii cât se poate cu, nu știu, cu capul pe, pe, umeri, fără a visa că te poți îmbogăți rapid dintr-o dată. Exact. exact. Mulțumesc, Mihai, pentru, pentru, timpul tău. Cu drag. Și ne vedem cu mare drag și cu alte subiecte în sezonul, în sezonul viitor din Banii Vorbesc. De-abia Mulțumesc eu!